de ce nu vreți așa? Mă, le trebuim loc. Păi da, da, asta e și mai eficient cale și mai rapidă de a ne integra în Uniunea Europeană. Noi vrem să trăim mai bine, știm nu că ei. Noi suntem puțini și trebuie să ne alipim de cineva. Nu știu cum vă spun. Eu am fost în Europa și am văzut și acolo. Adică e nivelul trăiei mei bun acolo, da, dar pentru noastre, pentru toate astea, și am fost convins la 100% că dacă trecem Europa, noi începe salariul ca la Europa. Și da, dar dacă ar fi o conducere la nivel și ar face să înflorească țara noastră, eu sunt precis convinsă că noi ca Moldova putem să ne facem față de Europa, adică ca o țară bogată. Pur și simplu noi de an în an ne ducem nu știu de ce la râpă. În loc să înflorească țara, să prospere, să așa, dar la noi tot așa în urmă și în urmă. S-au luptat multe partide care au fost la conducere să nimicească corupția, dar nu, fără succes. Nu știu. Asta, câte generații trebuie să treacă ca să fie conducerea fiecare să fie necoruptă. Asta de-am educație în corupția asta, de-am asta. Și așa că la noi eu așa să scot că chiar și în Europa să fim și români, mi se pare că n-a să... Vrem să aflăm părerea noastră privitor la Uniunea Europeană, integrarea țării noastre. Ce părere aveți? De acord. La unirea cu România? Vă întrebați. Da, este vreun motiv? De ce nu? Pentru că asta e cei mai eficient cale, cei mai rapide de a ne integra în Uniunea Europeană. Convins, da. Eu azi sunt de acord să ne unim cu România și mă integrat în Uniunea Europeană. Basarabie de veacuri. Sunt fel cu oameni. Și dacă integrarea aceasta va face Uniunea Europeană, este o cale mult mai eficientă. Niște avem pliante informative frumoase în care promovăm românismul și Uniunea Europeană. Eu nu sunt vătrâdați de acord. Ce părere aveți despre unirea cu România? Pozitiv. Da, sigur. A fost viceprimar a orașului Ștefan Vodă. Uh-huh. E un român înflăcărat. Ce trebuie să spun? Ce părere? Să ne unim și gata. Ce probleme poate fi? Ați fost în România, în Europa? Da, în România. În România. Am copii acolo. Și ce părere aveți? Este o țară mult mai dezvoltată decât Moldova, corect? Păi, nici comparație nu poate fi. Este între cer și pământ. Dar lucru că România e de fapt față de noi. Vreți unirea pentru tot raionul de aici, tot orașul de aici? Eu de mult aureu. Da, vedeți că nu se primește. Vașa mnenie a евроинтеграции în Moldova, vă за? Ну, хотя бы намекни. Конечно, эту евроинтеграцию мы сделаем через объединение с Румынией. Но я лично держусь особо. Я здесь родилась, я хочу быть дома, хочу, чтобы мои дети были здесь, мои внуки тоже здесь. Нас никто не выселяет. Нет. Ce părere aveți despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Sunteți pentru or contra? Pentru. Foarte mică, dar știți ce pensie în România? Nu știu, eu n-am fost niciodată în România, nu știu dacă cât e bună. Salariile, pensiile medii, periodii, regiuni în România, puteți să vedeți asta în lei, în roni, și în Republica Moldova. Noi asta știu. Mai stai în asuprire, s-au croit străinii haturi, s-au impus a lor iubire, năvălire hunii slavii, te-au predat și otomanii. Trei copii și la mine unul e în Rusia, croștat acolo, mai mare, a doilea în România. El e profesor la academia asta care a terminat, el de pictură. Chiar trăiește în Cluj. Foarte, foarte bine. La dânsul, pentru că el lucrează la așa post. Știți că aceste investiții pot ajunge aici de la Europa, de la România, mai mult decât acum ajung de la Rusia. De la Rusia, da. Văd că mai mult se vede că de aici văd că ne ajută decât din partea aceea. Am luat seama. Cum vă pare ideea unirii cu România? Dacă vă fie un referendum? Eu pentru, fiindcă văd că ceva este ceva spre asta. Dar și pe ieși, noi ne-am deprins cu rușii, cum spuneam, ne-am deprins. Parcă era bine, dar nu să știe care au fost. Dar dacă ar fi să fim uniți cu România, sunteți de acord, da? Dacă ar fi un referendum? Ați votat pentru unire cu România? Da, cred că da. Nu vreau să mă unesc. M-am trăit până mă ia să trăim mai departe. Dacă ar avea prin unire cu România? Tot nu. Dar de ce? Noi 27 de ani suntem independenți. Eu știu de asta.
nu nică schimbări. Da, dar dacă ne-am unit cu România, asta nu înseamnă că... Noi, România în Europa și s-a schimbat acolo. Salariile sunt mai mari. Și gata, mai mult nică. Pensiile sunt mai mari. Românii cum au trăit, așa, așa își trăiesc înainte. Eu nu văd schimbări nică acolo. Minunat, lucru minunat. Minunat, da? Dacă am fi integrat prin unire cu România? Unire cu România? Da. Asta rezolvă poporul. Идея в том, что в парламенте Румынии есть каждая то есть партия имеет представительство в парламенте Румынии. У нас так каждое национальное меньшинство имеет свою партию, которая представитель в парламенте Румынии. У нас такое есть? Нет. А зачем? Как зачем? Есть национальные меньшинства. Зачем какой-то объявляет? Оставьте меня в покое. Ну, как во время Холодомора они умирали с голоду. Из-за того, что русские взяли весь хлеб. А русские что делали? Не умирали в Голодоморе? Нет. Ți-au luat Marea Carpații, la-ntuneric ți-au pus graiul. Despărțiți suntem cu frații, diferit cântă și naiul. Basarabie minune, ne ești dor, ne ești iubire. Îți păstrăm frumosul nume, pentru-o neamului unire.